Și mi-am făcut și o puțin de cap. Și anume, am băut ceva și m-am urcat la volan. Hai să vă arăt un Audi S5, care chiar e un Audi S5 428. Văzut? Un S5 428 S, grilă S, scaune scoică S, bejul de V8, automată 4. Mi-am făcut și o puțin de cap. Și anume, am băut un cocktail și aproape imediat m-am urcat la volan. Am încheiat o mașină, o hidoșenie de mașină și am ieșit la plimbare. În primul rând, nu încurajez această activitate, mai ales în România, pentru că în România nu este permis. Există o listă pe care o găsiți online cu țările în care poți să consumi alcool și să te urci la volan. Iar eu acum sunt în Spania. Iar în Spania limita alcool în sânge, miligrame per mililitru, sau n-am înțeles exact cum se măsoară, este de 0,5. În UK este 0,8. La 0,8 eu mă apuc și nici nu vreau să mă gândesc la 0,8 ce aș fi în stare să fac. Eu mă amețesc repede, nu sunt bun de băut, consum alcool rar, n-am antrenament. Eu de felul meu nu consum alcool, adică în sensul că să beau, cum auzi mulți, să bei, tată. Am băut și am făcut și lăs de bere și sticle de whisky și damigene de vin. Bine, eu beau o bere sau un par de vin. Maxim două pare de vin, un cocktail, cam atât. Cam acolo se rezumă la mine consumul de alcool. What? What the fuck? Un pahar de șampanie, un pahar de vin, o bere sau un cocktail sau de gust o vișinată, o afinată, o palincă, o țuică. Eu nu... Ascultă, eu nu ne că eram la Vogan, la Lovan, la Rul, nu ne. Eu nu sunt consumator de alcool și nu beau zilnic. Beau destul de rar. Dar, pentru că legea din Spania mi-a permis să pot să gust un cocktail la prânz și, practic, dacă plec cu mașina, nu se întâmplă nimic legal, pentru că n-am cum să am 0,5 de la un cocktail, mai ales că am și mâncat și mai ales că nu pot să zic că simțeam că am amețit sau că mă simțeam ca și când aș fi băut nimic. Am zis, hai mă, să merg și eu să beau, să mă urc la volan după ce am băut un cocktail. Că dacă pot, de ce nu? Dar activitatea asta nu încurajez absolut deloc. Eu port centura, merg legal, n-am nicio amendă, am pus gura pe alcool. La revedere, iau taxiul, iau Uber-ul sau să mă conducă cineva. Însă am vrut să-mi fac și eu de cap. Cum fac mulți de se duc, am în Olanda, mă duc să încerc ceva legal acolo, că acolo ai voie. Ceva de genul, am făcut ceva aici. Bă, dacă tot am voie să beau ceva și să conduc, hai să vă joc cum e, știi? Este o listă cu țările în care poți să consumi alcool și să te urci la volan. Sunt câteva țări în Europa, printre care și România, care au toleranță zero la alcool. Și cu toate acestea, toți sunt foarte mulți care consumă, se urcă la volan. E trist că poți să provoci un accident și e nasol. Dacă eram și noi mai responsabili, adică efectiv să bei o bere și după o oră, două, trei să te urci la volan și să mergi civilizat și era numărul de accidente redus din cauza asta, nu cred că era o problemă nici la noi. Dar la noi românii n-au limită. Se pompă băut, se simt Dumnezei, se urcă la volan și cauzează accidente. Și atunci mai bine fără. Ceea ce este și foarte corect. Da, n-am vrut să sune că acest clip este cumva făcut să vă încurajeze să faceți așa ceva. Dar să știți că sunt țări în care dacă guști puțin alcool, nu este niciun fel de problemă dacă te urci la volan. Adică pe mine mă șochează că inclusiv începătorii au voie să bea alcool și să se urce la volan. Dar la începători limitele am văzut că sunt mai mici la nivel european. Da? Nu am mințit cu nimic și nu e niciun clickbait. Am consumat o băutură alcoolică. Mai exact, am consumat un espresso martini. Am mâncat de prânz, după care m-am urcat la volan. Mi-am văzut de drum, am mers în limite normale, am ajuns la hotel, toate bune și frumoase, la revedere. Aia a fost toată distracția. Așa că, în România, să nu bei, să nu te urci la volan, fii responsabil
Și chiar dacă ai voie să bei în anumite țări, ai grijă să fii responsabil. Pentru că totuși, dacă bei prea mult și cauzezi un accident, eu cred că nu scapi nici în Spania sau în UK sau care țări mai permit consumul de alcool. Aveți grijă de voi și dacă sunteți curioși să vă urcați la volan după ce ați consumat ceva, aveți grijă să o faceți undeva unde este legal. Pentru că în România, repet, nu este legal. E contravențional, rămâi fără permis și în cazul în care faci un accident și se lasă și cu victime, poți face chiar pușcărie. Așa că nu e de glumă. Eu am făcut un subiect, mă rog, a fost așa amuzant și, mă rog, e ceva ce chiar am făcut, adică nu v-am mințit cu nimic. Am vrut să vă aduc la cunoștință de belelele pe care le putem face dacă ne urcăm băuți la volan și mai ales dacă întrecem măsura cu alcoolul. Aveți grijă de voi, de permisele voastre. Ne vedem în următoarele episoade.